Hei, eu sunt Via și astăzi am revenit pe canal cu un nou vlog. După cum ați văzut în titlu, da, cineva mi-a zgâriat mașina și nu o să fie ca de fiecare dată când, atunci când mă înjură cineva să ia de mine, pur și simplu stau și tac ca proasta să-și continue treaba, chiar nu-mi pas. Nu, pentru că eu în mașina asta am băgat toți banii mei pe care i-am muncit toți anii ăștia. Nici măcar n-am apucat să mă bucur de ea și deja cineva mi-a zgâriat-o. Și nu e că mi-a zgâriat-o cum a trecut cu mașina cineva și după aia a fugit, nu. Este zgâriată intenționat cu cheia. Vă las aici o filmare cu zgârietura ca să vedeți ce s-a întâmplat. Da, asta s-a întâmplat. După cum puteți vedea, nu este ceva extrem de grav să zici că mamă se oftică pentru o zgârietură atât de mică. Nu, nu mă oftic pentru o zgârietură atât de mică. Mă oftic pur și simplu pentru că, pe lângă faptul că este munca mea și-s banii mei și știu că mai am de băgat o grămadă de bani în acea mașină și închirie și credeți-mă că chiar dacă sunt vlogger, nu înseamnă că am toți banii din lume. Eu încă lucrez și mă chinui, mă zbat ca să fac din ce în ce mai mulți bani ca să mă pot întreține și să pot de la București să continui să-mi fac treaba și, pana mea, mă oftică super tare gândirea oamenilor. Ok, nu-ți place de cineva. Asta nu înseamnă că te duci și zgârii mașina. Mă, frate, pe strada unde stau eu e, cum să vă zic, sunt o grămadă de Range Rover-uri, sunt Porsche, sunt ce mașini vreți voi, cele mai mișto mașini, sunt chiar aici. De ce nu v-ați dus acolo să le zgâriați? În fine, pe lângă chestia asta vreau să vă zic ceva. Momentan nu o să fac nimica, dar nu o să stau cu mâinile în sân. Cine mi-a zgâriat mașina o să plătească pentru asta, pentru că asta merită. Dacă a avut această intenție, îmi bag ceva. Asta. Dacă a avut această intenție, înseamnă că el sau familia lui, părinții lui, habar n-am, își pot permite să îmi plătească mie mașina, chiar dacă nu mă cunosc, nu le pasă de mine. Mă, frate, dacă copilul tău își permite să facă așa ceva, îmi pare rău, dar trebuie să dai mie bani. Chiar nu-mi pasă. Eu o să mă duc frumușel la poliție și o să mă duc cu dovezi, pentru că am videouri cu persoana care a făcut chestia asta. Mă rog, încă nu am, dar o să am în zilele următoare, pentru că mă ajută vecinii și o să aflu cine a făcut această chestie și dacă nu ai tupeul pur și simplu să vii, să-ți ceri scuze în față și să te ierți, să-mi spui motivele pentru care ai făcut chestia asta, pentru că eu în viața mea nu am făcut rău cuiva intenționat. Dacă nu suport pe cineva, ok, nu-l bag în seamă, nu îi dau bloc, pur și simplu nu stau la discuții, nu fac chestii care să-l rănească efectiv și nu-mi bat joc de munca lui, mai ales așa ceva. Nu știu câți dintre voi știu, dar cuvintele nu rănesc atât de tare cum rănesc acțiunile și când faci o acțiune de genul, credeți-mă că este oribil, efectiv. Eu sunt super rănită și, repet, știu că este o zgârietură, efectiv, cu cheia, dar se vede că este intenționat și pur și simplu mă duce cu gândul la un om extrem de rău, voitor, care n-are altceva de făcut decât să vezi ce-am făcut azi, bă, frate, am văzut mașina Dianei Cal în parcare și m-am dus și vezi că e asta, uite, asta i-am făcut. Ok, frate, bravo, acum că ești super tare, ce pot să zic? Deschide ușa la poliție și fă-o pe inocentul în fața lor și ascultă-ți părinții cum sunt extrem de dezamăgiți de tine că nu așa te-au crescut, probabil. Nu se face așa ceva. Nu îți bați joc de munca unui om în halul ăsta. Eu nici măcar n-am apucat ca să o scot din parcare, ca să înțelegeți. De când am primit-o, nu s-a mișcat din parcare, pentru că nu am încă carnet. Stă acolo și mă așteaptă și nu am verificat-o nicio zi, pentru că am fost eu paranoică în primele zile, că, mamă, o las acolo singură afară, mamă, dacă pățește ceva, cum se auzea o alarmă, gata, ieșeam să mă uit dacă e ok mașina mea. După aia mi-am zis încă, hai mă, că ce poate se întâmple până la urmă o grămadă de mașini în față, nu se întâmplă absolut nimic. Ei bine, uite, asta se întâmplă, pentru că zilele trecute m-am dus acasă la părinții lui Alvi și cum am trecut, cum am ieșit din parcarea noastră, eram ceva de genul, oh, uite-o pe micuța Kylie, ce frumoasă ești. După aia m-au luat în jurăturile, deci vă jur că am înjurat, am folosit cuvântul cu P și mi-am băgat și mi-am scos și da, am zis că mi-am bag ceva în ăla care mi-a făcut asta, am văzut-o, este zgâriată, din păcate n-am putut să ne oprim să mă uit în momentul ăla la mașină, pentru că ne super grăbeam, dar acum ne-am întors acasă și am văzut-o și am și filmat ca să am dovezi și o să am și filmările pentru poliție, după cum am spus, și e oribil, efectiv. De ce îi faci așa ceva? Să zicem că tu te duci la școală cu o mașină veche. Ziua următoare părinții tăi își cumpără o altă mașină, tu te dai mare la colegii tăi că, mamă, să știi că părinții mei și-au cumpărat o
mașină, e atât de mișto, doamne, mamă, e... Ok, bine, ziua următoare auzi că un coleg de-al tău sau cineva din școală ți-a zgâriat mașina cu o cheie. Probabil pe tine nu te afectează atât de tare, pentru că sunt plătesc părinții, e totul ok, dar crede-mă, dacă cumpărai tu mașina aia din banii tăi munciți, am strâns banii ăștia în 4 ani, ca să înțelegeți, doar pentru că sunt în Five King nu înseamnă că fac sute de mii de euro, nu, nu este adevărat. Sunt și eu om, am și eu facturi de plătit, am și eu chestii de plătit, am o familie de întreținut, mama nu mai lucrează pentru că corona și s-a închis fabrica, trebuie și eu să plătesc acolo și acolo și acolo și pur și simplu apare un deștept care n-are ce face și ca să se flexeze el în fața prietenilor că e super tare, vine și îți scărie mașina cu cheia. De ce? De ce? Eu pur și simplu nu înțeleg mentalitatea oamenilor. Chiar nu o înțeleg. Când am văzut chestia asta, sincer, chiar mi-a părut rău că sunt influencer și că sunt, nu sunt obligată, dar cam început să-mi arăt eu viața pe internet. Știam că la un moment dat, chiar dacă o arăt sau nu, tot o să se vadă pe vloguri că aia e mașina mea. Da, am făcut o greșeală că v-am prezentat mașina mea, că v-am împărtășit fericirea mea cu voi și pana mea. Dar asta e viața mea, cu asta mă ocup, vă arăt tot ce se întâmplă în viața mea, fie că e bine, fie că e rău. Alea mai rele, un pic mai puține, că nu vreau să știți voi ce se întâmplă rău în viața mea, dar gen asta vă arăt. Da, acum s-a întâmplat ceva rău și vreau să știți despre ce este vorba. Și în momentul de față, da, îmi pare rău că sunt influencer și că am ales să îmi arăt toată viața pe internet. Chiar. Nu, deci când mă gândesc pur și simplu că există oameni și sunt oameni atât de răi, evident, ce mi s-a întâmplat mie nu se compară cu cazul Colo, în care chiar nu vreau să mă bag, n-am nicio treabă cu nimeni, nu mă bag. Evident, e ceva greșit ce se întâmplă acolo. Mai e și cazul lui Bie, care la fel, doamne ferește, am vorbit pe story despre asta. Sper să nu pățească nimeni și acum mi se întâmplă mie asta. Nu, am zis, nu se compară cu ce s-a întâmplat la ei, dar eu am fost șocată. Și poate că pentru voi ceea ce mi s-a întâmplat este egal cu zero, pentru că, cum am zis, nu aveți cum să înțelegeți valoarea banilor de la o vârstă fragedă. Da, în momentul în care muncești pentru un lucru și în sfârșit ți-l iei și visezi la lucrul ăla de mulți ani, ești atât de fericit când în sfârșit îl ai. După aia vine un dobitoc și pur și simplu îți strică totul. Nu e ca și cum mașina nu mai merge. Merge perfect, n-are nicio treabă. Dar acțiunea aia, efectiv, înțeleg că nu ești fan Diana K, nu ești fan Five Gang, nu știu, nu ești fan YouTuber, te enervează că am părul roz, te enervează că mă iubește atâta lume. Ok, am înțeles frustrarea, am înțeles-o, nimeni nu te place, am înțeles. Ce te frustrează la alții e de fapt frustrarea pentru că tu nu poți să fii așa, înțelegi? Că eu am înțeles-o, eu știu chestia asta, dar n-am înțeles de ce ai acționat așa, de ce dracu ai făcut chestia aia intenționat cu cheia pe mașina mea. Nu se face așa ceva și îți promit că dacă până în ziua de azi n-ai venit să-mi ceri scuze în față pentru că puteai să faci chestia asta după ce ai făcut-o pe mașina mea, puteai, nu știu, să ai așa premușcări că mamă, am făcut chestia asta, dacă mă prinde, dacă nu știu ce, puteai efectiv să vii să suni la mine la interfon pentru că am adresa pusă în geam, pentru că știu unde am parcat, știu cine stă acolo și câteodată mai vine să-și renoveze casa și m-a lăsat să stau acolo, ok? Nu e parcată ca românii, am voie să stau acolo. Dar în caz că vine cineva, am acolo adresa și pur și simplu îmi zice să plec. Puteai să vii tu, să îmi ceri mie scuze și nu se ajunge acolo. Deci îți jur, n-ai venit până azi, ne vedem la poliție, efectiv, nu îmi pasă. Nu-mi pasă cine ești, nu-mi pasă de unde ești, nu-mi pasă din ce familie provii. Este munca mea și ți-ai bătut joc de ea. Cu asta am terminat.